Lovitură dură în cazul a sute de dosare penale deschise între 2014 și 2017. Inspecția judiciară deschide calea către contestarea mandatelor de supraveghere folosite în aceste dosare. Asta după ce o verificare a scos la iveală că mandatele au fost aprobate cu dedicație de judecătorii de la Instanța Supremă. Înregistrarea solicitărilor nu s-a făcut potrivit regulamentului, adică prin sistemul ECRIS, iar cererile procurorilor erau trimise direct unor judecători aleși special de conducere ICCJ. Colega noastră Corina Matlinski are toate informațiile. Corina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Inspecția judiciară a făcut aceste verificări pentru perioada 2014-2017 și în urma verificărilor a întocmit și un raport în care a scos la iveală, spre exemplu, faptul că aceste dosare nu au fost înregistrate potrivit legii în sistemul ECRIS, ci spune aici inspecția judiciară faptul că ar fi fost înregistrate după numărul primit în registrele special constituite în acest sens. De asemenea, în toată această perioadă, un număr limitat de judecători a luat în discuție aceste mandate de interceptare și de supraveghere, mai precis doar 4 judecători care erau aleși în fiecare lună de către colegiul de conducere de aici, de la Instanța Supremă. De asemenea, se mai arată în acest raport că aceste cereri repartizate erau planificate în ziua în care era solicitarea primită de la ICCJ. Dacă un judecător primea anumite solicitări cu privire la un dosar, un mandat, spre exemplu, într-un anumit dosar, următoarele solicitări venite în același sens, în același dosar, îi erau trimise aceluiași judecător, adică nu exista o repartizare aleatorie, așa cum ar trebui potrivit legii. Trebuie să vă mai precizez că în acea perioadă 2014-2018 au fost înregistrate 953 de cereri ale Direcției Naționale Anticorupție de emitere de mandate de interceptare și de supraveghere, iar o bună parte din acestea au fost acceptate de către cei de aici, de la Instanța Supremă, mai precis 942, adică undeva în proporție de 99%. Rămâne să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă vom avea și un punct de vedere din partea celor de aici, de la Instanța Supremă, cum au ajuns să repartizeze în acest mod, să aleagă acei judecători, dar și ce se va întâmpla mai departe după această verificare făcută de către Inspecția Judiciară. Corina, mulțumim! Mulțumim!